Hai noroc, ne merge bine după ce și săptămâna trecută am avut super inspirație, lovind excelent cu pariurile din cupele europene. În weekend, adică vineri, sâmbătă și duminică, spectacolul și profitul au venit din competițiile interne. Un total de 22 de variante corecte cu un procentaj de 100% al ponturilor oferite vineri. Facem din nou rocada, mijlocul săptămânii fiind dedicat meciurilor din întrecerile continentale. Astăzi vorbim despre turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. CFR Cluj și Young Boys se vor afla din nou față în față după dubla din grupele sezonului precedent de Europa League. În toamna anului trecut, la Cluj, cele două formații au remizat 1-1, meciul decisiv din retur fiind câștigat de Young Boys cu largul concurs al centralului partidei din Elveția. Sper într-o revanșă a CFR-ului, însă partida de azi se anunță în primul rând foarte echilibrată, cu un plus chiar pentru elvețieni. Pariez pe remiză la finalul oricărei reprize. CFR Cluj Young Boys, oricare repriză X, cotă 1.49. Odată cu accederea în turul 3 preliminar în Liga Campionilor, vedem la treabă formații din ce în ce mai puternice. Printre acestea, Monaco și Shakhtar Donetsk, ambele favorite în opinia mea în deplasările la Sparta Praga, respectiv Genk. După ce a trecut la pas de Galatasaray cu un sec 5-1 în meciul de acasă, PSV înfruntă echipa daneză Midtjylland. Pariez pe trupa batavă în jocul de la Eindhoven. Tot azi, Rangers joacă în deplasare turul cu Malmö, meci pentru care Yanis Hagi e incert. Malmö Rangers X2 și oaspeții înscriu, cotă 1.50. Sparta Praga Monaco X2 și peste 1.5 goluri, cotă 1.57. Genk Shakhtar Donetsk, 1-2 goluri în repriza secundă, cotă 1.62. PSV Midtjylland 1, cotă 1.42. Olympiacos Ludogorets 1x și sub 3.5 goluri, cotă 1.47. 4 pariuri în completarea pachetului zilei. Am și o selecție din Liga a doua. Mizez pe unul solist în celălalt meci oficial programat astăzi la Cluj, Universitatea Politimișoara. Universitatea Cluj Politimișoara 1, cotă 1.73. Acropolis Östers, ambele înscriu sau peste 2.5 goluri, cotă 1.60. Orgrite Gais 1x și peste 0.5 goluri, cotă 1.55. Bohemians PAOK X2 și oaspeții 1-3 goluri, cotă 1.40. Miercuri am selectat 5 pronosticuri. În Liga Campionilor avem alte 3 partide. Meciul care ne interesează poate cel mai mult, aducându-le față în față pe Ferencvaros și Slavia Praga, echipa lui Nicolae Stanciu. În Liga Secundă a României, de urmărit este debutul formației Steaua București. În primul meci, militarii o întâlnesc pe CSREDA, formație care în campionatul trecut a luptat pentru accederea în barajul de promovare. Dinamo Zagreb Legia 1x și sub 3.5 goluri, cotă 1.52, Ferencvaros Slavia Praga, oaspeții înscriu 1-2 goluri, cotă 1.57, Spartak Moscova Benfica X2 și peste 0.5 goluri, cotă 1.52. Steaua București, așa cum vă spuneam, CSREDA, Miercurea Ciuc, pauză sau final X, cotă 1.75. Asalunț Helsingborgs, X2 și peste 1.5 goluri, cotă 1.47. 15 pariuri pentru marți și miercuri, o selecție consistentă și, sper eu, la fel de inspirată ca și cea din weekend. Iar după ce plasăm biletele pe aceste două zile, jucăm și Super 12. O nouă rundă e deschisă în predictorul nostru gratuit, ce pune la bătaie premii săptămânale de 10.000 de lei cash. Pentru a participa la Super 12, trebuie doar să instalați aplicația cu același nume, din Google Play sau din App Store. Indicați cele 12 rezultate până sâmbătă la ora 18 și dacă sunteți inspirați, îmi luați banii. 10.000 de lei cash, fără taxe și fără depunere. Vă mulțumesc! Hai noroc!